Legislativul local din comuna Miroslovește are, începând de ieri, un consilier în minus. Un ales și-a dat demisia pe motiv că nu are timp să vină la ședințe. Până în prezent, nu se știe cine va veni în locul lui. Iulian Bogza, membru în Consiliul Local al Comunei, aflat la al doilea mandat, a renunțat la funcția sa. În ședința de ieri, aleșii au luat act de demisia lui, solicitată printr-o cerere depusă la secretariat încă de la sfârșitul lunii martie. Principalul motiv pentru care Bogza a ales să plece este lipsa timpului. Pentru că se ocupă cu asociația agricolă, fostul consilier nu putea fi prezent la ședințe. V-a aduc la cunoștință că am aici cererea domnului Bogza, spune domnul Bogza, subtemat Bogzelian, din locatării de șem, Miroslăvești, estimat seria numărul buletin, în calitate de consilier local al Consiliului Local Miroslăvești, vă rog să inițiați un proiect de hotărâre prin care să se ia act de demisia mea din funcția de consilier local, având în vedere activitățile în care sunt implicat și răspund pentru ele și sunt în imposibilitate de a fi prezent în cadrul ședințelor Consiliului Local Miroslăvești. Nici mulțumesc, în final. Menționăm că într-un timp cât mai scurt locul lui va fi ocupat de următoarea persoană de pe lista electorală. Tot în ședința de ieri s-a aprobat scoaterea din funcție, casarea și valorificarea bunurilor provenite din demolarea magaziei și atelierului din cadrul școlii gimnaziale Miroslovești.